A trecut o lună de când Rona Hartner s-a stins din viață după o luptă grea cu una dintre cele mai nemiloase boli, cancerul. Medicul care a tratat-o acum ceva ani de aceeași boală a vorbit despre regretata artistă și a dezvăluit ce șanse ar fi avut la viață dacă în urmă cu câteva luni s-ar fi tratat în România și nu în Franța. Rona Hartner a trecut prin clipe grele de-a lungul vieții, mai ales după ce a fost diagnosticată cu cancer la colon pentru prima dată. Medicul care a operat-o la momentul respectiv a vorbit despre întreaga situație și a povestit că artista a ținut neapărat să urmeze tratamentul oncologic în Franța la acea vreme, ceea ce a ajutat-o să se vindece. Profesor dr. Mircea Beuran a dezvăluit în cadrul emisiunii moderate de Cristi Brancu că a aflat târziu de noul cancer al Ronei, iar vestea morții l-a șocat. Acesta a mai ținut să puncteze că indiferent că s-ar fi tratat în România sau în Franța nu ar fi putut să câștige lupta cu viața, dată fiind evoluția bolii. În urmă cu patru luni, Rona Hartner a fost diagnosticată a doua oară cu cancer, însă de această dată la plămâni. Artista a oferit un interviu de pe patul de spital la acea vreme și a dezvăluit că i-a fost descoperită o nouă tulpină, nefiind vorba despre cancerul de colon de care a suferit acum ceva ani. Artista a ales, la momentul respectiv, să se trateze în Franța, însă nu a reușit să scape cu viață.